Warning. Some viewers may find the following footage deeply disturbing. Că sunt drăguță și azi. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod. Până în ziua de azi, Hello Kitty a rămas cunoscut ca fiind unul dintre cele mai odioase și brutale cazuri din toată istoria modernă. Pe data de 17 martie 1999, o femeie a fost răpită și mai apoi ucisă cu sânge rece. Cazul și-a primit numele de Hello Kitty deoarece criminalii ei, după ce au într-un final, au dezmembrat-o și i-au pus capul într-o popușă supradimensionată Hello Kitty. Această crimă îngrozitoare a reușit să șocheze întreaga lume și a scos la suprafață partea întunecată a orașului Hong Kong. Un alt detaliu care a făcut povestea asta și mai înfricoșătoare a fost faptul că nimeni nu ar fi știut vreodată despre această crimă dacă nu ar fi existat declarația unei fetițe de 14 ani. Practic, fata a mers la o secție de poliție unde a susținut faptul că este bântuită de fantoma victimei, cu ajutorul căreia s-a rezolvat și cazul. Warning. Alertă de securitate. Vă avertizez. De data asta nu este doar o sugestie, vă avertizez. Lasă ciorba aia jos că nu-i de episodul ăsta. Însă pentru cei cu stomacul tare, poftă bună YouTube. După ce a fost abandonată de familia ei în copilărie, a crescut la un orfelinat de fete, asta până în adolescență, când a dezvoltat o dependență pentru droguri și tot atunci a devenit prostituată tocmai ca să-și poată întreține acest viciu. La scurt timp, Fana a ajuns într-o căsnicie cu un client cu care a rămas însărcinată. Însă, în ciuda numeroaselor provocări, ea până la urmă și-a părăsit soțul abuziv și s-a angajat într-un club de noapte. La începutul anului 1997, Fan l-a întâlnit pe Chan, un bărbat în vârstă de 34 de ani, bine cunoscut ca fiind iubitor de jocuri de noroc și cu înclinații foarte sadice. Cei doi s-au cunoscut în clubul de noapte și au descoperit că aveau ceva în comun. Fan era o prostituată dependentă de droguri, iar Chan era un proxenet și un traficant de droguri. Așa că nu e de mirare că prezența femeii în grupul proxenetului a devenit deja o obișnuință. Mai târziu, tot în același an, femeia disperată după bani și droguri s-a decis să fure portofelul bărbatului, în care se afla undeva la $4,000. Aparent, până în acel moment, Fan nu și-a dat seama că Chan Man Lok este ultima persoană pe care ar fi trebuit să o fure. De îndată ce și-a dat seama că portofelul lui lipsea, și-a trimis doi prieteni să o răpească pe Fan, moment în care ea a returnat într-adevăr portofelul, însă pentru el nu a fost îndeajuns, așa că s-a gândit să o forțeze să se prostitueze pentru el. Cu toate acestea, aparent fără motiv, el s-a răzgândit și toată povestea a luat o întorsătură foarte sumbră. După ce au sechestrat-o pe Fan într-un apartament, i-au ars grav picioarele cu ceară și plastic topit, împiedicând-o astfel pe femeie practic să fugă din acel apartament. Pe parcursul unei luni, cei trei bărbați au bătut-o, ars-o și schinjuit-o la propriu pe femeie. Bătăile aplicate erau sălbatice, de multe ori implicau tije metalice sau ustensile de bucătărie grele. Fan a fost de multe ori agățată de tavan și ținută cu capul în jos, moment în care toți o tratau exact ca pe un sac de box. Și când zic sac de box, vreau să înțelegeți că femeia a fost lovită consecutiv în cap de 50 de ori, fără pauză. În pauzele dintre bătăi, femeia era obligată să zâmbească și să verbalizeze faptul că îi place să ia bătaie și, desigur, dacă nu se supunea, tortura devenea din ce în ce mai odioasă. În cazul în care te întreb ce poate fi mai rău de atât, femeia a fost tăiată și arsă, ca mai apoi chili și alte condimente picante să fie frecate de rănile ei. A fost până la inconștiență, scuipată, jucată în picioare, i-au scos dinții pe viu, a fost obligată să bea urină și să-și mănânce propriile excremente. Toate acestea în timp ce era în repetate rânduri de cei trei bărbați. După aproximativ o lună de tortură, Fan a trecut în neființă într-o noapte. Cei trei bărbați au declarat că Fan ar fi murit în urma unei supradoze de metamfetamină pe care și-a administrat-o singură. Deși majoritatea experților speculează că rănile și traumele pe care le-a suferit au omorât-o până la urmă. Deoarece psihopații, când au realizat că într-adevăr femeia murise, i-au mutat corpul în cadă, unde s-au folosit de un fierăstrău ca să o dezmembreze și mai apoi i-au gătit fiecare părticică din corpul ei. Nu știm dacă au mâncat-o sau dacă au făcut chestia asta doar să evite procesul de descompunere și mirosul de carne putrezită. Majoritatea rămășițelor ei au fost fierte și mai apoi aruncate în gunoiul menajer. După ce i-au fiert capul, au pus într-o păpușă Hello Kitty și, de asemenea, ei au păstrat niște suveniruri. Asta însemnând câțiva dintre dinții ei și mai multe organe interne pe care le-au depozitat în puși de plastic. Totul s-a schimbat în momentul în care o fetiță în vârstă de 14 ani s-a îndreptat spre o secție de poliție din Hong Kong. Ea le-a spus ofițerilor că de săptămâni bune este bântuită de fantoma unei femei care a fost legată cu cabluri electrice și torturată până la moarte.
Inițial, poliția a respins această declarație, considerând că afirmațiile nu sunt nimic altceva decât glume proaste sau cel mai probabil niște prostii adolescentine. Interesul lor a fost totuși stârnit în momentul în care fata le-a explicat că fantoma era unei femei la moartea căreia ea a asistat, ba chiar mai mult a contribuit. La scurt timp, copila i-a condus pe polițiști într-un apartament care era situat într-un cartier răufămat, moment în care polițiștii au descoperit adevărul îngrozitor. Aparent, afirmațiile fetei nu erau nici glume și nici vise proaste, ci coșmaruri reale. În schimbul protecției care i s-a oferit cel mai probabil din cauza faptului că era extraordinar de tânără, Fong, adică fata de 14 ani, a depus mărturie împotriva celor trei bărbați. Ea a detaliat chinul și tortura prin care Fan a trecut, deoarece fantoma îi cerea acest lucru și practic nu s-ar fi oprit din a o bântui pe ea decât dacă îi se face dreptate. Acum nu știm cât de adevărat sau nu este acest lucru. Deși povestea extraordinar de tulburătoare, foarte mulți oameni au crezut că nu este adevărată. Însă, desigur, dovezile descoperite de poliție au fost irefutabile. Apartamentul în care Fan și-a găsit sfârșitul era plin de suveniruri Hello Kitty, de la cearșafuri, perdele până la prosoape și argintărie. Mai mult, au găsit rămășițele aruncate la gunoi, cât și organele din frigider. Din păcate, din cauza faptului că rămășițele ei erau efectiv într-o stare deplorabilă, nu s-a putut constata deloc cauza morții. Să nu mă înțelegeți greșit, nimeni nu contestă faptul că ea a trecut prin torturi oribile, de nedescris. Și toată lumea este sigură că cei trei bărbați au provocat daune irreversibile. Însă totuși nu a existat atunci nicio modalitate sigură de a spune, băi, femeia asta a murit din cauza torturii sau din cauza supradozei. Și acum ce m-a revoltat pe mine? Nu s-a putut constata motivul morții, deci prin urmare cei trei psihopați au fost condamnați, însă nu pentru crimă, ci pentru omucidere din culpă. Întrucât juriul a crezut că, deși ei într-un final i-au provocat moartea, nu moartea a fost intenția. Practic, într-adevăr, au omorât-o, însă nu asta a fost intenția lor. Vă dați seama că această acuzație a lăsat tot publicul în stare de șoc, însă totuși cei trei au fost condamnați pe viață la închisoare, cu posibilitatea eliberării condiționate după 20 de ani. Locke și White deocamdată încă sunt în pușcărie, spre deosebire de Cho, care a reușit să-și reducă sentința de la pușcărie pe viață la doar 18 ani. A făcut un apel în 2004 care a fost respins, însă până la urmă a fost eliberat în aprilie 2014. Doar 8 ani mai târziu, acesta a fost din nou arestat și condamnat pentru că a agresat o fetiță care avea doar 10 ani. Știi cât a fost condamnat? 12 luni. A this point, mi se pare strigător la cer faptul că un dealer de droguri stă mai mult în pușcărie decât un agresor. Publicitatea din jurul cazului a dus la producerea și lansarea mai multor filme, așa că vi le las aici dacă vreți să le vedeți. Vă mulțumesc din suflet, oameni buni, că mi-ați fost alături. Nu uitați să-mi dați un like, subscribe, apăsați pe clopoțel să primiți notificările alea, poate nu dai. Și de asemenea, poți să-mi lași un comentariu deoarece mă ajută cu algoritmul. Noi ne auzim data viitoare.